Dacă până acum singura meserie pe care o puteau practica tinerii absolvenți de liceu fără auz și vorbire era croitoria, acum orizonturile lor profesionale se lărgesc. La Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive a fost astăzi inaugurată o mini-tipografie, unde aceștia vor învăța să facă reviste, calendare, cărți de vizită și alte obiecte de profil. Acest proiect este foarte important pentru noi, așa cum îi spune și numele, este sens pentru viață. Sperăm ca ceea ce se întâmplă aici în acest atelier să dea un nou sens vieții acestor copii, pentru că meseria pe care o să o înveți aici o să le deschidă, credem noi, porțile spre o mai bună integrare socioprofesională. Fundația Sens Internațional România, în parteneriat cu Liceul din Buzău, au dus la îndeplinire proiectul înființării unei mini-tipografii. Aceasta va funcționa ca atelier vocațional și îi va pregăti profesional pe elevii liceului. Ideea a venit de la părinții îngrijorați de evoluția profesională a copiilor cu deficiențe de auz și vorbire. Am gândit să deschidem această rețea de ateliere vocaționale în urma discuțiilor pe care le-am avut cu părinții tinerilor din școlile speciale pe care noi le-am ajutat, care erau preocupați de viitorul copiilor lor, de fapt un viitor care nu le dădea niciun fel de șansă în a-și câștiga existența într-un fel sau altul. Și împreună cu colegii din școlile speciale ne-am gândit să le oferim o șansă pentru integrarea în societate, învățându-i niște meserii care sunt căutate la ora actuală, deci nu meserii care n-au niciun fel de căutare, că sunt destui șomeri în România. Suntem astăzi aici pentru lansarea acestui atelier alături de beneficiarii cei mai importanți ai acestui proiect, care sunt tinerii, vor termina școala și poate vor urma această meserie, și alături de părinții lor care sunt lângă noi. Mini-tipografia a costat aproximativ 10.000 de euro din fondul proiectului Sens pentru Viață.